Perla litoralului românesc, cum era cunoscută stațiunea Neptun, este acoperită în ultimii ani de praful uitării. Lăsate în paragină, multe din hotelurile care în perioada comunistă străluceau sunt acum doar blocuri de beton ce împart peisajul cu câteva construcții de lux. Chiar și faleza, reabilitată în mare grabă în trecut, are nevoie urgent de lucrări de consolidare. Primarul Mangaliei, Cristian Radu, recunoaște că lucrările de mântuială au contribuit la decăderea promenadei Neptun Olimp. Faleza va fi din nou consolidată, deși proiectul este mai vechi. Acum finanțarea vine și de la Uniunea Europeană. Pe viitor, granitul ar urma să ia locul cimentului din zonă, iar designul ar pune în valoare vegetația abundentă. O investiție aici ar fi ok? Da, normal. Doar aici, peste tot. Ar fi bine, tot ar fi bine, ar fi foarte bine să se modernizeze. O idee foarte bună. O idee foarte bună, măcar steagurile astea în vârful ațevile astea de aici să le reabiliteze și tot ar fi ceva. Contribuția primăriei Mangalia este de 2% din valoarea proiectului de reabilitare, iar construirea falezei pietonale Mangalia Olimp nu este singura idee reluată de autoritățile locale. De 2 ani de zile de când sunt la primărie am reînviat, să spunem, două proiecte, erau acoperite de colb, erau undeva într-un sertar, le-am scuturat de praf și le-am, într-un an de zile, pentru că pierdeam finanțarea, au fost repuse, vorbind de Clubul Nautic și de punerea în valoare a cetății Calatis, mai vorbim de o faleză, că îmi doresc foarte mult o faleză pietonală Mangalia Olimp de 9 km, unică, cred, în Europa. Proiectul de aproximativ 1,3 milioane de euro cuprinde și amenajarea complexă a zonei la steaguri din Neptun Olimp.